Salutare tuturor și la un nou video pe canal. Astăzi o să luăm noul showdown cu două glanțe și încercăm aici să spargem niște diamante. Plus că avem un nou top-up, deci înainte să începem videoclipul, puteți dați acolo un like. Dacă sunteți noi, puteți să vă abonați cu clopoțelul ca să prindeți notificare atunci când postez. Și puteți dați un follow pe Instagram la alice.15, aveți link în descriere de la Instagram meu oficial. Dacă vreți să vă bag diamante cu Paysave, aveți prețurile pe ecran. Diamantele intră instant și mă găsiți pe Instagram în descriere. Și dacă vreți să deveniți membrii ai canalului, puteți face la fel tot prin descriere sau direct puteți să apăsați pe butonul de alăturate ca să aveți acces la beneficii speciale dedicate membrilor canalului. Deci cam asta a fost treaba și cu introducerea, mă băieții. Hai să trecem aici la videoclip. În primul și în primul rând avem un nou top-up. Aici a fost la Evans și avem un exclusiv Glue Wall J top-up, da? Deci știți că J e caracter și asta este... S-a băgat aici un gruel. La 300 de diamante primim un ticket din asta de putem să dăm cu pumnul sau putem să dăm la Lucky Royale. La fel, unul din asta de putem să dăm exchange la costum. O să vă arăt imediat. Și la 500 de diamante primim acest gruel care este destul de făinut, să zic așa. Și chiar se merită 500 diamante, dar mai aștept, fiindcă o să mai fie evenimente și cu siguranță ăsta mai ține până pe 24 și cu siguranță o să îl iau, da? Dar totuși, ca idee, ăsta e glue-ul, e destul de făinut și la colecție ar arăta destul de bine. Aștept părerea voastră în comentarii dacă l-ați luat sau nu. Și cam asta e treaba, mă băieții, cu top-up-ul. Hai să vă arăt pentru ce tichetele. Deci vă dau un tichet aici la 300 de diamante pentru a da redeem la ăsta, un tichet din ăsta. Hai că dă un tichet din ăsta, nu, glumesc. Mi-a luat țeapă, dă ticket din astea, le poți da la chiurea, la ăsta, bun băieții, da, deci ați prins voi ideea. Să e de dimineață, se simte că filmezi de dimineață. Și cam asta e treaba, deci vă dă la costumul ăsta cu pijamale. Și na, cam asta e treaba cu top-up-ul. Acum vreau să spargem niște diamante la eventul ăsta nou, care se numește Chicken Sweet. Și avem niște bundle-uri destul de noi, dar nu știu dacă le arată aici la store, la new, nu le arată, ok, am înțeles. Dar totuși, vreau să spargem niște diamante, fiindcă avem un nou dinozaur, zic așa, dinozaur, remodelat. Ce azi de mai ce? Sper să, bun, nu s-a pornit sunetul. Vedeți că am dat aici 3 special spin-uri deja. Și Chicken Sweet, cam asta este Chicken Sweet, da? Avem costumul ăsta de a fost la Magic Cup cu Diamond Royale, vechiuț. Avem băta asta care are efecte destul de faine. Glue-ul ăsta, Day of the Dead. Și costumul ăsta care e blanau rău, pantalonii și haina. Îți blanau rău, da? Deci, hai să începem aici, dăm frumos un special spin, fiindcă am dat deja 3 din 5 la 5. Cred că o să-mi dea un grand prize din ăsta. Am luat o paro și tot cu emoji, bun. Hai să mai dau aici 129 diamante și... Am luat Chicken Sweet, un băieții, bun. Deci, super, am luat. Bă, sincer să fiu, dacă îmi dădea costumul ăsta, era blană rău. Dacă îmi dădea și pe ăsta, era blană rău. Și cam asta îmi doream de aici. Dar uite că mi-a luat și Chicken Sweet-ul. Nu o să mai dau aici diamante, fiindcă... dacă dăm aici la Special Spin... Stai, Special Spin... Bine, probabil one grand prize from the prize. Da, am înțeles, bun. Deci special spin-ul. Totuși, hai să mai spargem aici, mai dăm 29 de diamante. Am luat un ticket la Weapon Royale, stop, rău, mai dăm încă 29. Hai să mai dăm aici încă 29, 29 și 29, da? Deci, cam asta e treaba. Nu o să mai sparg acum diamante. Deci l-am luat cu 190, cu 129, undeva la 300 ceva diamante. Plus spin-urile ce le-am mai dat. Bă, băieții, totuși undeva la 700 diamante am dat pe ăsta, pe Chicken Sweet. Și nu o să mai dau, fiindcă nu mai am nevoie de nimic de aici. Dacă nu mi-a dat costumul ăsta, asta e. Da, deci nu sparg diamantele. Bun. Hai să dăm aici frumos la Vault. Să dăm care-i treaba cu crate-urile, fiindcă am de deschis niște crate-uri. Astea pe toate le-am permanente? Da, toate astea le avem permanente cu 2 range. Bun, mecanicul l-am permanent, luăm și aici lansatorul pe care l-am luat permanent, mulțumesc Garena. Hai că da, mai deschidem aici frumos, luăm și chestiile astea permanente. Chiar mi-ar prinde bine fama asta permanent, perfect. Și ăsta deja l-am, așa că o să iau două din astea, da? Bun,
Others, aveam aceeași aplicație de la WeaponRoyal, dar din păcate nu pot să folosesc acum. Și uite, mă băieții, că am luat și ăsta, Chicken Suite-ul. Ești cam destul de ieftinuț. Deci destul de ieftinuț. Bine, off-camera am mai dat 500 și ceva diamante și aici am dat aproape 300 și l-am luat, deci e destul de făinuț, da? Bine, mai mult l-am luat pentru colecție, nu de alta. Ca să am și aici un dinozaur la colecție, mă băieții. Deci cam ăsta este, cam așa arată și în lobby. Deci aștept prăfostră comentarii dacă l-ați luat sau nu. Și nu mai am ce să zic de costumul ăsta totuși. Iar acum o să vreau să iau shotgun-ul cu... Hai că jucăm la puncte. O să vreau să iau shotgun-ul cu două gloanțe, mă băieții, deci revenim. Bun, mă băieții, hai să dăm și noi aici frumos să deschidem shotgun-ul, să luăm shotgun-ul cu două gloanțe. Deci dăm aici frumos, vedeți aici 2 reload speed, 1 damage minus 1 acuratețe. Dăm la eveniment fiindcă l-am luat off-camera, gen am luat ultimul pumn și în total... Vreau să vă zic că am dat pe episodul trecut în care îmi spart diamante aici 800 și ceva și aici am mai dat un spin de 140, 5 mai exact, și mi-a dat ultimul pum, da? Deci în total am dat aproape 1000 de diamante și chiar e destul ok, eu zic, fiindcă pe celelalte shotgun cu două gloanțe am dat 1500-1500 și na. Dar e destul ok. Hai să dăm și noi aici frumos. Mai avem o bombă din astea, hai să dăm send-ul in-game frumos. Luăm shotgun-ul, dăm aici collect, congratulations, hai să ieșim să vedem cum arată, dăm aici frumos la weapons. Prima dată vreau să văd și grenada, grenadă, trebuie să mă arate aici, ok, sau, hai că știu ce e aia, bun. Bun, deci cam asta este, avem aici 1 damage și 2 reload speed minus 1 acuratețe, cam așa arată în lobby, hai să dăm aici frumos show în lobby să ne flexăm. Deci eu zic că l-am luat destul de ieftinuț. A dat undeva la 1000 și ceva de diamante. Eu zic că e destul de ok, mă băieți, și aștept și părerea voastră în comentarii. Câte diamante ați dat voi, dacă ați luat sau nu acest shotgun cu două gloanțe. Iar acum, ca să fac un mic test așa cum trage și cum încarcă, fiindcă nu vreau să filmez un match întreg dimineață și îți paletă rău, dăm aici frumos la training. Dăm aici frumos pe start și imediat o să vedeți care e treaba cu shotgun-ul ăsta. Numai puțin îți dau și eu sunetul la 8. Perfect și cam așa. Deci vedeți aici, pam, pam. Mergeți țin apăsat? Da. Deci cam asta e treaba, băieții. Auziți-vă aici cum încarcă. Deci eu zic că e destul de ok, doar că la one shot cam îți scapă așa două gloanțe. Bine, dacă nu ești chiar top rău să joci, îți scapă două gloanțe, dar na, mai mult ăsta e pentru spam. Și dacă am început să dau, am zis, bă frate, este și aici frumos din training, bă frate, dacă am început să dau la shotgun, hai totuși să dau până în pică, da? Și am văzut și abonați cărora le-au picat din 4000 de diamante și bă, e destul de mult, dar totuși, hai să ne schimbăm aici frumos, schimbăm înapoi pe dragonașul nostru dinozaur, Chicken Suite. Și eu zic că e destul de ok costumul ăsta, adică na, pentru colecție. Bun, așa e și părerea voastră în comentarii despre videoclipul ăsta. Vă anunț că în următoarele zile o să mai apară sparge blanul de diamante, fiindcă trebuie să iau și top-up-urile și chestii de genul și o să se bage niște evenimente foarte blanau, nu vă dau spoilere, dar v-aș recomanda să vă băgați diamante, să le aveți pregătite. Deci cam asta a fost treaba, mă și cu videoclipul ăsta. Sper că v-a plăcut, le mulțumesc membrilor canalului pentru susținere. Dacă vreți, puteți dați un like, un subscribe. Diamante vă bag pe Instagram, diamante dintre Insta, mă găsiți pe Instagram în descriere, cu paysave, evident. Și cam asta a fost treaba, eu am fost Alex și ca de obicei, noi ne vedem data viitoare, dăm și noi aici frumos. Timu, îți dau, dăm și noi aici o inimioară la băieți. Și cam asta a fost treaba.